După 3 ani de pauză, în Piața Mare din Sibiu a revenit Târgu de Paști. Este cea mai mare ediție de până acum, cu 50 de comercianți care au venit cu cele mai bune produse. Cei care vin la târg vor putea alege cadouri pentru cei dragi, decorațiuni specifice pentru locuință sau dulciuri pentru cei mici. Copiii au la dispoziție felurite moduri de distracție, iar trenul care va face în conjurul centrului este și el prezent. Târgul va fi deschis până pe 26 aprilie. Consiliul Județean Sibiu a semnat în această săptămână două contracte pentru elaborarea studiilor de fezabilitate în vederea amenajării a două piste de biciclete. Una dintre ele ar urma să lege municipiul Sibiu de stațiunea balneoclimaterică Ogna Sibiului și cealaltă va lega Sibiu de localitatea turistică Cisnădioara. Prima va avea o lungime de 10 km, iar cea de-a doua peste 5 km. Asociația Prietenii Mocăniței, în colaborare cu Direcția pentru Cultură, a început demersurile pentru remontarea șinelor de cale ferată din spatele molului de la gară. Acestea au fost scoase atunci când s-a construit clădirea Promenada Sibiu. Acum, după lungi discuții și un proces greoi de obținere a vizelor, s-a dat startul lucrărilor. Deocamdată, șinele nu vor fi utilizate pentru mocănița cu turiști.